Reparația șarpantei și reașezarea olanelor de învelitoare pentru a putea opri infiltrațiile de apă și a stagna degradarea au fost intervențiile care au pornit în luna mai 2018. A urmat o etapă de igienizare și conservare parțială, iar în vara acestui an, echipa de voluntari ai Fundației Pro Patrimonio a muncit cu spor la realizarea unor lucrări de zidărie la etajul clădirii. În luna iulie a avut loc al doilea atelier tip Working Holiday, având ca tematică învățarea aplicării tencuielii de var pe zidăria de cărămidă, cu 5 participanți, 4 din Marea Britanie și unul din România, asistați de 2 meșteri și un arhitect român, care au realizat primul strat de tencuială în 2 camere de la etaj. S-a completat zidăria la zidul camerei mari de la etaj și s-au montat coșurile de fum, foarte importante pentru întregirea acoperișului, se arată într-un comunicat de presă al Fundației Pro Patrimonio. Pentru refacerea completă a conacului mai sunt necesari 200.000 de euro, iar pentru reparațiile și completările anexelor în jur de 120.000 de euro. Fundația Pro Patrimonio este o organizație neguvernamentală internațională cu filiale în România, Marea Britanie și Franța. Înființată în 2000, fundația derulează o serie de proiecte care au ca misiune principală conservarea, salvarea și reactivarea patrimoniului cultural cu precădere arhitectural. Conacul Neamțu este înscris pe lista monumentelor, iar în prezent acesta se află în proprietatea Fundației Pro Patrimonio, care încearcă recuperarea valorilor acestuia și dezvoltarea unor programe culturale pe termen scurt, mediu și lung. Pro Patrimonio dorește să dezvolte în locația oferită de întregul ansamblu al Conacului Neamțu un centru de educație, cultură și meșteșuguri tradiționale.